Nativii Scorpion, spuneam în continuare, gazdele micului și marelui benefic, foarte favorizați acești nativi și destul de norocoși în această perioadă, triunghiuri foarte frumoase între Jupiter și Neptun, între Venus și Neptun. Mai mult decât atât, ei au și niște mesaje care vin către ei, practic li se dictează cam cum ar putea să-și accentueze norocul, să-l favorizeze. Jupiter la gradul 22 vorbește despre îngerii salvării miraculoase și despre faptul că norocul trebuie fructificat în această perioadă, orice s-ar întâmpla. Este însă o mică atenționare și asta este valabilă pentru toate zodiile, nu numai pentru Scorpion, dar mai mult decât atât pentru Scorpionii fiind gazdele lui Jupiter. Gradul lui avertizează despre faptul că despre necesitatea de a face și acte de caritate și de a nu nedreptăți persoanele fără venituri. Deci, iată, nativilor Scorpion li se cere să facă acte de caritate, li se poate cere să, cel puțin în perioada în care Jupiter se află la acest grad, pentru că el vorbește despre un colector de biruri care cere zeciuială de la un poet sărac. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că este o perioadă în care trebuie să știm să mai facem și mecenate, să știm să mai dăruim din puțin sau din mai mult, dar mai ales dacă ne știm cu o vibrație, nu neapărat pentru Scorpion, pentru toate persoanele care știu că au mai multe planete în Scorpion sau vin din karmă de Scorpion, deci toți cei care știu că se știu că au, pentru cei care sigur și-au făcut astrograma și se știu că au amprentă de Scorpion în astrogramă, chiar dacă nu sunt Scorpioni sau dacă sunt Scorpion cu atât mai mult, trebuie să învețe că în această perioadă nu trebuie chiar să drămuiască fiecare bănuș, ci să se gândească că pot face și ceva acte de caritate pentru a-și amplifica norocul. Este foarte interesant acest barometru în perioada asta pentru cei cu amprentă de Scorpion. Da, scorpionii practic ar trebui să-și încetinească ușor ritmul și să se focuseze cu adevărat pe ce contează. Așa cum menționai înainte, partea aceasta de generozitate, de mecenat, e foarte importantă pentru că ei pot face un exercițiu acum extraordinar. Să nu mai fie atât de. Uneori sunt vehemenți în a-și susține adevărul. Da? Să încerce să vadă că, de fapt, adevărul este întotdeauna la mijloc. Este o zonă undeva între alb și gri și să fie mai toleranți la a negocia. Chiar dacă, așa cum bine spuneai, e vorba, să zicem, de niște datorii. Ar putea să aibă, nu știu, niște persoane ar putea să aibă niște datorii financiare vis-à-vis de acești Scorpioni. Ar trebui să analizeze cu mare atenție, pentru că asta este o oportunitate de a spune, ok, datoria aceasta e ok să o iau, datoria aceasta e ok să o țină persoana respectivă. Vor face un exercițiu foarte amplu în a se erija în postul unui justițiar divin, pentru că ei vor să fie foarte justițiari, iau zona asta chiar, În serios. da, foarte în serios și la un moment dat au nevoie de lucruri foarte dramatice în viața lor, tocmai pentru a-și explica cum a intervenit divinul în viața lor, dacă a fost just, dacă n-a fost just și ce s-a întâmplat. E, acum este un moment astral extraordinar pentru ei să joace acest rol, dar să-l joace cu prudență, și cu înțelepciune, pentru că este un test pentru ei. Dacă trec acest test, nu mai au nevoie de acele drame existențiale până la sfârșitul anului. Vor intra așa într-o zonă foarte confortabilă, foarte liniștită și se vor bucura de înțelepciune, cu adevărat de înțelepciunea vieții. Vor putea spune, da, nu am trăit de Degeaba. pomană până la vârsta aceasta. Da, exact. Să mergem mai departe, să vedem pentru nativii săgetători cum se